La alegerile din 9 decembrie trebuie să-l votăm pe Bogdan Ciucă. Un om al legii, jurist ca profesie, care a luptat pentru interesele oamenilor, s-a zbătut pentru a scăpa de penalități pe cei care, covârșiți de greutăți, n-au putut să plătească obligațiile de întreținere, este un om energic, este devotat celor mulți. Îl susțin pe Ciucă pentru Camera Deputaților. Am revenit, doamnelor, domnilor, la invitatul ediției. În această seară discutăm cu domnul Bogdan Liviu Ciucă, deputat, candidat pentru cel de-al treilea mandat în colegiul numărul 8 din Galați pentru Camera Deputaților. Desigur, bună seara, domnule Ciucă. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați acceptat această invitație, mai ales că avem și un subiect destul de ofertant în această seară. Dar spectatorii noștri au putut urmări în cadrul jurnalului un material destul de amplu realizat astăzi, atunci când dumneavoastră, alături de colegul dumneavoastră, Eugen Durbacă, ați mers la cea mai mare fabrică de confecții din orașul nostru, ați oferit un zâmbet, o floare doamnelor, le-ați prezentat programul dumneavoastră electoral, ați constatat cu plăcere, am observat ceea ce s-a întâmplat acolo și mai mult decât atât ați corelat acest lucru și cu măsurile economice prevăzute în programul dumneavoastră pentru după data de 9 decembrie, dacă veți fi ales. Dar despre asta aș vrea să discutăm în această seară, despre aceste măsuri care sunt necesare orașului nostru, despre cum vom putea atrage investitori în Galați și ce plănuiți dumneavoastră să faceți pentru aceștia. Într-adevăr, astăzi a fost o zi specială din punctul ăsta de vedere. Eu am auzit de această întreprindere privată, am auzit de Cozamin și am auzit lucruri frumoase. Dar până astăzi nu am fost niciodată să văd în concret ce se întâmplă acolo. Și am fost împreună cu domnul Durbacă și la invitația proprietarului, a directorului general, și am descoperit un lucru foarte frumos. Am descoperit o fabrică în adevăratul sens al cuvântului, în condiții și în parametrii occidentali 100%, unde lucrează peste 400 de muncitori, de doamne în special, o fabrică care produce ceva. Deci nu oferă doar servicii, nu intermediază servicii, ci pur și simplu am intrat într-un loc unde încă se mai produce ceva la Galați. Și cred că este de remarcat, mă scuzați că vă întrerup, dar este de remarcat faptul că deși această fabrică a fost făcută inițial cu intenția de a fi destinată producției de îmbrăcăminte pentru piața internă, pentru români, din cauza faptului că cererea nu a fost pe măsură, managerul s-a reorientat foarte bine către piața externă și trebuie să spunem că acum la Galați se fabrică hăinuțe pentru unii dintre cei mai importanți designeri din Europa și aici discutăm despre state ca Anglia, Italia, Belgia, Franța, Germania și așa felicitări, felicitări managerului. Important din perspectiva mea ca și gălățean. Nu lucrez acolo, nu am contracte, nu am colaborări cu fabrica, nu am rude care să lucrez acolo, dar sunt gălățean. Ca și cele 400 și ceva de doamne care lucrează acolo. Și sunt extrem de încântat să știu că sunt 400 și ceva de locuri de muncă pe care o singură persoană privată a reușit să le creeze și să le conserve, să funcționeze în condițiile acestea. Dar am avut astăzi, pe lângă întâlnirea aceasta extrem de interesantă, tot cu domnul Durbacă, am avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor de pe platforma siderurgică, cu aceleași probleme, cu aceleași necazuri legate de fiscalitate. Pentru că, vedeți dumneavoastră, sindicatul de pe platformă este interesat de păstrarea locurilor de muncă, pe de o parte, în siderurgie, pe platforma siderurgică, pentru că aceste locuri de muncă generează, cum spunea cineva din sindicat, și în Amonte și în Aval, de acel loc de muncă, cel puțin alte 7 locuri de muncă. Deci este făcută o statistică europeană în care se constată și din Statele Unite, conform declarațiilor celor de la sindicat, în care pe statistica europeană fiecare loc de muncă din siderurgie creează de fapt 12 locuri de muncă în alte industrii. Fiecare, iar pe statistica americană, fiecare loc de muncă din siderurgie creează 7 locuri de muncă în industria orizontală, în alte domenii.
subansamble, componente, alte domenii unde se folosește materia produsă de către siderurgie. Și există o preocupare teribilă vis-a-vis de Sidex, depășind istoria cu ce a fost Sidexul, ancorându-ne în prezent, dar mai ales privind cu teamă spre viitor, constatăm că sunt unele lucruri care sunt îngrijorătoare. Am discutat cu investitorul din zona privată, de la care făceați dumneavoastră referire, am discutat cu cei de pe platformă și undeva lucrurile acestea se întâlnesc, adică există aceeași preocupare. Necazul în România este că, în afară de declarații în general, puterea, conducerea unei țări nu a făcut prea multe lucruri în concret pentru a crea locuri de muncă. Și nu numai că n-a făcut pentru a crea locuri de muncă, dar n-a făcut nici prea multe pentru a le conserva, pentru a supraviețui cele ce există. Și mai mult de atât, a venit și cu o fiscalitate sufocantă. Sufocantă de-a dreptul. Păi uitați-vă dumneavoastră, un investitor care în vremurile bune au avut 100 de angajați, iar acum stăm de vorbă cu el și spunea: domnul Ciucă, știți, fabrica aia mea costă. Da. E, mai am 5 angajați. De ce? Pentru că fiind criză, el și-a pus problema încet, încet: domnule, nu mai pot să țin oamenii ăștia, că eu trebuie să plătesc pe lângă fiecare, și oamenii știu treaba asta, pe lângă fiecare leu pe care îl primește în mână, angajatorul trebuie să mai plătească aproape încă un leu către stat. Deci dacă el primește 1000 de ron în mână, angajatorul mai dă aproape 1000 de ron la stat. Și atunci, încet, încet, angajatorii, pentru că piața s-a restrâns, încet, încet a început să dea afară oameni. Dând afară oameni, pe lângă tragedia de familie, tragedia socială care se naște, statul, am impresia că nu realizează că se află într-o situație tragică economică, pentru că el va trebui să plătească ajutor de șomaj acelui angajat care a fost disponibilizat, dat afară. Și atunci mă întreb eu, de ce nu facem ce s-a întâmplat în Germania? În Germania, statul german a venit și a spus: dacă nu dați afară oamenii, eu, statul german, nu vă mai colectez nici impozitul pe salarii, nici celelalte dări care ar trebui să le plătiți de pe urma lor. Și atunci, bineînțeles că angajatorul a spus: domnule, eu și așa 5 ani am format omul ăsta, e bun, meseria, și acum cum să-l dau afară? Bun, dacă nu mai dau bani la stat, foarte bine. Deci îi dau numai salariu și îl țin pe om și îl pun la treabă, îl reorganizez, îl... Bun, există variante, numai că trebuie cineva să gândească cu puțină inimă așa toate aceste măsuri și mai ales să nu și le imagineze de capul lui, că nimeni nu-i deștept în așa măsură încât să le știe pe toate. Ci trebuie să ducă să stea de vorbă cu sindicatele, cu investitori și așa mai departe. Imaginați-vă dumneavoastră că a trebuit să vină guvernul Ponta să anunțe, să zică: domne, uite care e treaba. Mediul privat, și nu numai mediul privat, în general instituții din business, societățile comerciale, vor putea să plătească TVA-ul după ce încasează, domne, banii, că așa e normal. Știți că până acum, chiar dacă dădeai marfa și nu încasai banii, dar pentru că tăiai factură la o marfă neplătită încă, statul te obliga să plătești TVA. Și tu de ce mă te duce și spune: domnul stat, dar eu n-am încasat, domnule, banii, te scrie pe factură, eu am tăiat factură, că ăla trebuie să lucreze oficial și să nu-l forțe să lucreze la negru, dar pentru că omul nu are bani, aici, domne, plătesc după ce vând marfa. Și eu sunt de acord. Ca să nu mor nici eu, nici eu, le-am zis: ia marfa și mi-o plătești peste o lună de zile, 30 de zile. Și statul spune: nu mă interesează, mi-ai dat marfa, plătești TVA-ul. Păi da, TVA-ul nu-i taxă pe valoare adăugată. Păi asta nu înseamnă că eu trebuie să încasez o anumită valoare și valoarea adăugată la valoarea aia se vedea dumneavoastră? Ba da, dar nu ne interesează. Și atunci, ce s-a făcut cu măsura asta? Statul. Pe de o parte, a sufocat mediul de afaceri. Doi, aia care au supraviețuit mergând și lucrând la negru. Deci, până la urmă, statul, în loc să fie un partener în care să zică: domnul investitor, hai, domnule, să te ajut cu ce pot, cu o anumită facilitate fiscală, cu anumit know-how, să fiu alături de tine, să-ți povestesc, să te învăț, să-ți fac conexiunile în zona economică. Statul vine și spune: nu mă interesează, nene, mie îmi dai bani sau te închid. Păi vaca aia care săraca ți-a dat lapte ani de zile buni și a fost un an de secetă și n-a mai avut iarbă atât de grasă. Tu te duci și ei la cizmă, la bătaie, în grașcă, de ce nu-ți dă lapte mai mult, o omori? Nu începi să o îngrijești mai bine, să ai grijă de asta, iei fân, cumperi lucernă, duci acolo, ca să o pui din nou pe picioare. Statul se pare că nu se gândește în felul acesta și
principala lui preocupare, noroc că s-a schimbat guvernarea, dar principala lui preocupare a fost să ia și a șaptea piele de pe român. Indiferent că se cheamă angajat, indiferent că se cheamă angajator. Pentru că drame există și în dreptul celui care este angajat și nu își primește salariul la timp și nu are un venit suficient pentru a-și mulțumi familia. Drame există și în zona angajatorului, care face credite peste credite ca să ia materie primă, se luptă ca să găsească piață, trebuie să aibă grijă de angajat, trebuie să aibă grijă de protecția muncii, trebuie să aibă grijă de tot ceea ce spune legea. Atunci când angajezi un om, trebuie să ai grijă de o mulțime de lucruri. Și iată că vine statul și spune, știi ceva, nu mă interesează. Păi cel mai mare cămătar la ora actuală, așa cum sună toate acele modalități de calcul a penalităților pentru neplata unor sume la buget, este statul. Deci ia nu mai știu cât, unul nu știu cât la sută pe zi. Ceea ce e nici cel mai rău cămătar din țara asta, cred că nu ia banii ăștia. Noi nu îndemn ca oamenii să ducă la cămătar, să nu faceți asta că nu e bine. Dar mergeți și luați, dublați dobânda oricărei bănci și vedeți că până la urmă statul ți-a o dobândă de nu știu câte ori mai mare. Statul nu e partener. Statul nu este partener, cu toate că statul este de fapt angajatul populației. Statul, guvernul, oamenii din guvern, ministru. Etimologic discutând, termenul acesta, cuvântul acesta, ministru, nu înseamnă șef. Nu înseamnă jupân, nu înseamnă împărat, rege, capitan, nu înseamnă nimic, înseamnă slujitor, ministru. Necazul la noi în țară este că atunci când se vede cineva ministru, zice, gata, am țara la picioare și fac ce vreau cu ea. Nu este așa. Și mă bucur că a venit o formulă nouă de guvernare care se pare că abordează altfel lucrurile. Aici problema este, așa cum spuneați și dumneavoastră, în ceea ce privește fiscalitatea excesivă dintr-un anumit punct de vedere, prin prisma acestor bonus care puțin. Se... 24% TVA. Nu mai există, cu o singură excepție, nicio țară în Uniunea Europeană care să aibă 24% TVA. Și atunci noi românii suntem noi cu coada atât de sus, suntem atât de bogați, ne este atât de bine, avem atâția bani în piață, încât să ne permite să avem cel mai mare TVA din Uniunea Europeană. Și ce înseamnă asta? Chiar dacă TVA-ul ăla se deduce, pac, 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 pe tot lanțul. Dar se termină undeva lanțul ăsta și nu se termină în magazin. Știți unde? În buzunarul pensionarului. Pensionarul care se ducă să-și cumpere un iaurt sau ca să cumpere orice alt produs, plătește un TVA care nu mai are de unde să recupereze. Și TVA-ul ăsta de 24% este ucigător pentru pensionarul, pentru 90% din pensionari care au pensii până într-o 1000 de ron și care se luptă în fiecare zi pentru supraviețuire. Poate pentru mine nu este semnificativ, pentru colegii mei din Parlament nu este semnificativ, pentru cei de la guvern nici atât. Director, directora și așa mai departe. Dar pentru pensionarul acela, care își drămâiește fiecare leuț și folosindu-se de un abonament merge câte 3-4 stații, pentru că acolo e cu un leu mai ieftin un anumit produs, contează TVA-ul. Și TVA-ul acesta 24% este cel mai mare din Uniunea Europeană. TVA-ul la produse alimentare de bază este cel mai mare din Uniunea Europeană. Pensiile sunt cele mai mici din Uniunea Europeană. Prețurile sunt printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Și am mai spus-o și la un alt post de televiziune. Dacă prețurile sunt aici, pensiile sunt aici, distanța asta cine o acoperă? Cine acoperă distanța între pensii și preț? N-avem nici măcar bunul simț să recolerăm pensia cu indicele de inflație, așa cum spune legea, fiecare lună, ca să conservăm măcar puterea de cumpărare. Și problema este că acest pensionar despre care discutați și care este de fapt reprezentativ pentru întreaga categorie din România, trebuie să aibă foarte multe servicii asigurate din banii aceștia care îi sunt reținuți. Trebuie să aibă servicii medicale de ultimă tehnologie asigurate în mod gratuit. Ar trebui să aibă transportul gratuit, medicamentele compensate, subvenții la căldură, trebuie să aibă o serie întreagă de facilități, drumuri bune, și tot ceea ce înseamnă investirea sau reinvestirea banului luat de la cetățean în servicii care să-i folosească tot cetățeanului, pentru că pentru asta plătim taxe și impozite. Prezentați o situație ideală și vă stă bine să fiți idealist. Vă stă foarte bine și mă bucur că sunt persoane în țara asta care încă mai vizualizează așa idealist anumite lucruri. Noi când vorbim de sănătate în dreptul pensionarului, nu îndrăznim să ne gândim
la medicină de ultimă tehnologie sau de vârf, de ultimă generație. Noi ne gândim să nu se mai ducă cu piramidonul în buzunar când se duce la spital sau cu feșele sau cu seringa. Am fost cu câțiva ani în urmă, era tatăl meu, mă rog, în spital și m-am dus acolo și doamnele foarte amabile de altfel. Le era rușine să-mi zică ceva și până la urmă, spune doamne, despre ce? Vă rog frumos, avem nevoie de nu știu ce seringi. Și eu, gata, domnule, ziceți-mi cum să sun, să întreb, că dacă e ceva, vreo seringă, vreo greu istorie, de ceva. Da. Și că nu, domnule, la farmacia de jos, dacă merg la orice farmacie luați, că nu avem. Și ăla de lângă tata, și ăla altul, și ăla de... Hai, și eu vreau, și eu vreau. Și am făcut o listă, am trimis pe cineva, am cumpărat seringi pentru tot salonul, dar nu este normal. Atâta vreme cât bani la Casa Națională de Sănătate se duc special pentru sănătate, dar banii ăștia sunt șterpeliți de guvern și dus în bugetul mare. Și după aceea casa se roagă de fiecare dată către guvern, mai dați-mi un leu, mai dați-mi 3 lei, mai dați-mi 5 lei. Și guvernul zice, mi-ai cerut 5 lei, dar îți dau doar 2 lei, că eu mai am de plătit niște... Mai am niște combinații cu autostrăzile, cu aia, cu aia. Nu se va face sănătate. Pe scumpe. Nu e greu de construit autostrăzi în România. Nu se va face sănătate. Bani se duc, dar nu se întorc. Deci câți bani pleacă de la populație pentru sănătate, nu se întorc de la casă către populație prin servicii de sănătate. E un fel de gaură neagră bugetul României. Gaură neagră din ce perspectivă? Sau un sac cu multe găuri. Pentru că fiecare care are un interes dă o gaură în sacul ăla. Unul are interesul cu autostrăzile. Pac, a dat o gaură. Altul spune, cât costă paharul ăsta în magazin? 2 lei. Noi trebuie să cumpărăm pahare la guvern, da. Pune și tu 200 de lei paharul, că așa sunt banii publici. Bun. Cât costă pixul ăsta? 1 leu. Pune-le și tu 15 lei, că îl cumpără guvernul. Și vă invit să luați lista de achiziții publice de anul trecut. Pe orice reper, de la pix, foaie, stilou, ce vreți dumneavoastră. Și comparațiile cu prețurile care există, nu la îngro, în detail, în magazin. Și o să vedeți, guvernul este cel mai prost client și cumpără cu cei mai mulți bani de la cei mai deștepți băieți deștepți din acest domeniu. Din nefericire. Mă bucur, repet, că nu vreau să se facă confuzii, că s-a reușit schimbarea actualului vechiului guvern cu actuala formulă și să ne dea Dumnezeu și minte și suflet, cum îmi place să spun, pentru a putea să nu ne lăsăm pradă unor tentații, unor ispite din astea și să putem să facem ceva rămânând în formula asta uniți și stabilind alte priorități. Să nu mai facem parcuri în păduri, să nu mai facem teren de fotbal în pantă. Dumneavoastră ați dat la televizor. La țară, teren de fotbal în pantă care a costat nu știu câte 100 de mii de euro. Și pe care nu joacă nimeni, pentru că majoritatea celor din comuna aia sunt persoane vârstnice. Numai la fotbal nu se duc. Nu existau decât doi tineri. Problema este că în situațiile acestea niciodată nimeni nu este de vină. Vinovatul este de negăsit, lipsa nu există. Lipsa de răspundere este cangrena societății române și bine ați spus. Lipsa de răspundere cangrena societății române. Cât timp nu răspunzi, nu te interesează. Faci cea mai mare trăznaie că nu dai socoteală. Cât timp nu răspunzi, nici nu pui burtă pe carte să te pregătești. Că dacă ai răspunde aici, băi, nu știu, nu mă duc acolo, că nu mă pricep sau lasă-mă să învăț, ca să nu o fac de râs. Să nu dau cu subsemnatul. Atâta vreme cât nu răspunzi, să fii sănătos. Domnule Ciucă, mai am o întrebare, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Întrebarea mea este în felul următor. De ce trebuie ca oamenii pe data de 9 decembrie să iasă din casă, în loc să se uite la telenovela preferată, știu eu, sau să... Să vadă în eloare. De ce? Care este motivul? De deci ce trebuie să vină și să voteze USL? Să nu rateze telenovela, dar să o vadă în eloare. Și în cursul zilei, de pe data de 9, îi rog. E o rugăminte, nu-mi permit să dau nimănui nici măcar sfaturi, dar o rugăminte pot să o adresez. Să iasă din casă ca să voteze, să meargă la vot. Nu-mi permit să le spun gălățenilor cu cine să voteze. Sunt mai deștepți decât ne imaginăm noi. Și ei știu să drămuiască și să aleagă. Singura rugămintea mea e să iasă la vot, să voteze cu cine doresc dânsii, pentru că acum, odată la 4 ani, contează cu adevărat. Și eu vă spun ce îi spun bunicii mele, care îi doresc sănătate, că a avut și un necaz sărac, acum e la spital, să se uite la cei care candidează și care fac politică, cum o face, dar și cu puțin suflet. Asta mie drag expresia asta, am luat-o de la cineva în vârstă. Să facă politică și cu un strop de suflet. Și când politicienii vor face ceea ce fac în politică, gândindu-se la bunicii, la părinților, la copiilor, la oamenii de pe stradă, orice lege care or să o dea,
să se gândească că îi vor afecta pe aceia. Și atunci, sigur, legile vor fi mai bune. Dar populația este rugăminte, nu-i sfat, o rugăminte pe care le adresez, să iasă și să voteze cu oamenii, eu aș vota cu oamenii care au suflet și au și pregătire. Doamne Ciucă, vă mulțumesc tare mult. Este foarte adevărat, așa cum spuneați și dumneavoastră, important să mergem la vot, indiferent de opțiunea electorală, pentru că odată la 4 ani puterea se află de această dată în mâinile poporului și nu în mâinile politicianului. Și e important să știm că există această armă, este o armă și o puteți utiliza dacă mergeți la vot. Atunci avem și o voce și o opinie și un drept de a critica pe cei care sunt la putere. Altfel e destul de greu să critici din moment ce nu ești implicat într-o societate. Vă mulțumesc tare mult încă o dată, doamnelor, domnilor și dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit. Aveți o seară liniștită. Ne revedem la ora 20 cu alte informații. La alegerile din 9 decembrie trebuie să-l votăm pe Bogdan Ciucă. Un om al legii, jurist ca profesie, care a luptat pentru interesele oamenilor, s-a zbătut pentru a scăpa de penalități pe cei care, covârșiți de greutăți, n-au putut să plătească obligațiile de întreținere, este un om energic, este devotat celor mulți. Îl susțin pe Ciucă pentru Camera Deputaților.